despre faptul că este important să reușim până la sfârșitul lunii iunie, când se încheie președinția Belgiei, iar de la 1 iulie 2024 începe președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene din partea Ungariei. Dumneavoastră spuneați că nu e o problemă pentru Republica Moldova dacă nu se reușește până la sfârșit de iunie, în iulie să facem acest lucru. Mi-amintesc însă că în decembrie a fost o problemă pentru Ucraina. Și noi deocamdată încă suntem văzuți la pachet, analizați la pachet de către Uniunea Europeană. Situația s-a schimbat între relațiile sau atitudinea Ungariei față de Ucraina, pentru că eu n-am simțit foarte mare diferențe de mesaje transmise din Ungaria. Din declarațiile publice nu vedem o ameliorare. În același timp, aveți dreptate, noi până când mergem la pachet cu Ucraina, în luna martie, Comisia a raportat pe Ucraina și pe Republica Moldova. Ucraina, din cele 4 recomandări rămase, îndeplinise 2. Noi, din 3 rămase, îndeplinisem 2. Respectiv, urmează și noi, și Ucraina, să se raporteze. Eu cred că momentul cheie pentru noi, ce ține de să mergem pe parcursul nostru, separarea parcursurilor noastre, o să vină atunci când începem deschiderea capitolelor de negociere. Adică cu primul capitol? Cu primul grup de capitole. Primul grup de capitole este clusterul numărul 1, care se numește valori fundamentale. Ce avem acolo? În valori fundamentale avem 5 capitole, plus criteriul economic, instituții democratice și reforma administrației publice. Din cele 5 capitole avem reforma justiției, avem justiție, securitate și libertate, statistică, control financiar și achiziții publice. Deci, oricare, începând de ceva ani, începând cu Albania și cu Macedonia de Nord, toate negocierile încep anume cu acest grup de capitole. Da. Și când propriu-zis ne vor fi comunicate aceste capitole, deci înțeleg, în iunie-iulie se va întâmpla festivitatea, da? O chestie solemnă în care o să zic că da, acum suntem gata, puteți intra, mai face un pas încoace. Dar propriu-zis, pe capitole începem negocierea mai târziu, deci capitolele ne sunt oferite un pic mai târziu. Când se va întâmpla asta? În luna mai, noi finalizăm prima etapă de screening, screeningul explicativ, unde nouă Comisia Europeană ne povestește care este legislația europeană care urmează să se regăsească în legislația noastră națională. După acest moment solemn, prima conferință interguvernamentală, Comisia Europeană urmează să ne prezinte calendarul pentru a doua etapă de screening, și anume screeningul bilateral, unde noi, ca țară, mergem la Bruxelles și explicăm pentru fiecare capitol unde stăm unde stăm cu transpunerea legislației Uniunii Europene la zi. Inclusiv urmează să prezentăm care sunt planurile noastre ca să reușim să integrăm acele directive și să transpunem acele norme în legislația europeană până la data pe care ne propunem spre aderare. Și în funcție de asta, inclusiv să estimăm și careva costuri. Bun, deci până nu facem cea de-a doua etapă a screening-ului, nu putem să începem să deschidem capitolele. Exact. Și asta când planificăm noi să se întâmple? Noi să facem tot posibilul ca a doua etapă a screening-ului să înceapă chiar în luna iulie. Dacă nu se reușește, atunci ne propunem și am discutat în prealabil cu Comisia Europeană să începem din luna septembrie. Și această a doua etapă a screening-ului bilateral, în funcție de complexitate și în funcție de cât de mult avem de povestit, poate să dureze, din experiența altor state, între 12 luni și 18 luni. Un an de zile? Un an de zile.
Dar asta nu înseamnă că noi nu putem, de fapt, deschide primul grup de capitole pentru negocieri, pentru că aceste chestii pot merge în paralel. Noi putem să finalizăm primul cluster în screening-ul bilateral, deci ne-am prezentat acele 5 capitole plus 3, 2 criterii plus administrația, de reforma administrației publice. În următoarele luni, Comisia Europeană va întocmi acele rapoarte de screening, care vor fi acea radiografie care ne spune cât mai avem de lucru. Și în baza acestor rapoarte de screening, noi deja putem să deschidem primul grup de capitole spre negocierile propriu-zise. În același timp, noi putem să continuăm cu screening-ul bilateral. Și revin la întrebarea, când planificăm să se întâmple asta? Asta se va întâmpla până la încheierea președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene sau după asta? Asta se va întâmpla anul acesta sau asta se va întâmpla anul viitor? Mă referiți anume la deschiderea primului cluster, primului grup capitole. De capitole. Da. Când o să primim tema pe casă mâini și o să ne spună clar, iată, aveți asta de făcut și aveți și niște termene în care trebuie să faceți aceste lucruri. Pentru că în a doua jumătate a acestui an avem o etapă destul de complexă de crearea unei noi comisii, este greu acum să estimăm cât de rapid o să finalizăm cu primul grup de capitole. Noi presupunem că din experiențele anterioare am putea să finalizăm primul grup de capitole deja în toamna acestui an. Comisia ar putea să-și ia una, două luni, probabil până la sfârșitul anului, ca să întocmească aceste rapoarte de screening și cel mai probabil ele ne vor fi prezentate fie la sfârșitul președinției ungare, fie în cadrul sau la începutul următoarei președinții, și anume acele poloneze, la începutul anului 2025 și probabil la începutul anului 2025 deja o să putem vorbi real, la modul real, că deschidem primul grup de capitole. Am înțeles. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Cutia Neagră cu Mariana Rață. Fiți acolo, urmăriți-ne ca să aflați primii despre cine sunt cei mai mari corupți din Republica Moldova și ca să urmăriți cele mai interesante investigații și emisiuni.